campania asta. În momentul de față am ajuns la 664 de mici donatori prin platforma noastră salvatorii.ro. Doar ieri am primit aproape 15.000 de lei de la acești mici donatori, exact în ziua în care am fost ținta multor atacuri. Cred că ne fac bine. Deci, îi invităm pe oameni să ne atace pentru ca susținătorii noștri să doneze. Foarte important, dintre cei 664 de mici donatori, 125 sunt cetățeni români care trăiesc în diaspora și am aici lista lor, lista țărilor în care ei trăiesc: Marea Britanie, Elveția, Statele Unite, Germania, Franța, Belgia, Luxemburg, Canada, Emiratele Arabe Unite, Japonia, Malta, Tanzania și Thailanda. Asta înseamnă că românii din diaspora, care de obicei au o imagine mai corectă a realităților din România, înțeleg necesitatea unei schimbări în politica din România.